În această lecție bonus vă prezint o cremă de asamblare, care este o alternativă a cremelor care conțin cremă de brânză. Avem frișcă și mascarpone. Mascarpone are un gust neutru și crema va fi dulce. Suplimentar, vom îndulci crema cu zahăr pudră. Transferăm în bol mixerului toate ingredientele. Frișca și mascarpone trebuie să fie reci din frigider. Acum pornim mixerul la viteză mică până ingredientele se omogenizează și treptat mărim viteza până la maxim. Această cremă o puteți pregăti și cu mixerul de mână. Doar că aveți grijă să alegeți bolul potrivit ca paletele mixerului să intre cel puțin până la jumătate în amestecul lichid. După cum observați, pe măsură ce se mixează, crema se îngroașă și devine mai fermă. Dar la această etapă ea încă nu este gata și nu este bine mixată. Acum puteți observa că crema a devenit mată și este mult mai fermă. După cum puteți observa, este o cremă fermă și stabilă. Și imediat putem să asamblăm cu ea un tort. De fapt, această cremă și se pregătește înainte de a asambla tortul. Nu o mixați din timp și să o păstrați în frigider.